precipitație putem aștepta marți, noaptea și miercuri, în timpul zilei, care vor veni dinspre nord-vestul continentului. În județul Mureș, în următoarele zile, vremea va fi apropiată de normalul termic, asta însemnând că temperaturile maxime din timpul zilei vor fi cuprinse între 1, 3, 4 grade și în timpul nopților vor coborî către minus 4, minus 5 grade. Chiar dacă cerul va fi variabil, la noapte în municipiul Târgu Mureș se vor înregistra valori de minus 5 grade, iar în localitatea Batoș temperatura va scădea până la minus 6 grade Celsius. Prognoza meteo arată că marți și miercuri, respectiv în zilele 15 și 16 decembrie, atât în timpul zilei cât și noaptea, județul Mureș se va afla sub precipitații sub formă de lapoviță și nisoare, slabe din punct de vedere cantitativ. Dacă în timpul acestei săptămâni valorile termice vor fi mai scăzute, în weekend acestea vor urca în termometre până la 5 grade Celsius maxima zilei. Putea se schimbe tot așa, mai în nordul țării, mai pătrunde masă de aer puțin mai rece, dar în general rămâne mai numai la sfârșitul săptămânii, începând de vineri, va pătrunde masă de aer mai cald, cum se vede și culoarea asta către verzuie, albastru deschis, când am spus mai înainte, sâmbătă și duminică va fi mai cald.